Trăiești. Hai să trăi sănătate. A avut Dumnezeu cu mine. Ia vezi, cum stă? Nu e că e mai bine așa? Ia uite, mașina mare, stau și eu, mă raz, la Audi nu trebuie să mă raz, mă să de aia. Păi că la Audi te razi nu așa, știi, te așezi, pac. Da. Am venit însă la un nou platou de filmare, unde am mai filmat genul ăsta de mașini, dar nu știu de ce. Se întâmplă tot timpul să ne nimerim cu X-urile astea, tocmai aici. Asta scuză orice parcare neregulamentară. Are semnalizare și merg. Bă, tu vezi că sunt de mari, că sparge ochii. Mamă, de-aia nu cred că se folosește, să știi. Păi, e consum mare. Nu, dar te zăpăcește la ochi și proprietarul de X5 și de X6 se gândește. Bă, frate, îl orbesc pe ăla din spate, intră în mine și nu semnalizez. Tu ai văzut ce stă pe frânare Audi cât de mult luminează la șaptele? Am văzut. Aici ce mi-arăți? Curățenia? Nu, că... Dar apropo de poluare. Poluare acolo, poluare acolo. Ia să vedem, scoate ceva pe fum, pe coșul ăla, bă, cam scoate, bă. Da. Dată încet. Dată încet. Da. Avem un X6M pachet, nu e MM. E M pachet, cum își ia tot românul, din 2015. Domnul Preda e în comenzi, în lucrări. Până se întoarce dânsul să-i dăm ocolo așa puțin, să ne uităm la ea. Bă, e primul X6 care îl văd la filmări pe timpul primăverii cu anvelope de iarnă. Și culmea, toate anvelopele la fel. Mare atenție la mașinile astea, este foarte important să aveți anvelope același model față-spate. Chiar dacă ele sunt unele dintre pe anumite tipuri de jante anvelope diferite ca dimensiuni față-spate, dar luați același model. În rest, X6-le românul este un fel de Passat pentru omul bazat. Ăsta e ce-mi place mie, Nea Mihai. Bă, și mie îmi place, să știi. Ușor, e frumos. Păi, da. Apropo, la baterie... La baterie stăm bine? La baterie? Da. Eu zic să oprești avariile ăștia. Aici, cât îl cai. Eu zic să oprești avariile ăștia. Măcar îi puneam o cameră falsă acolo, ceva. Eu zic să le oprești. Crezi? Să nu ne faci vreo surpriză pe aici. Știi că ele sunt renumite și pentru problema asta. N-are cum. În rest, oricât de cărcotași ar fi românii, este o mașină impresionantă, începând cu prima generație și terminând cu cea din prezent. A, nu mă... Sincer, dacă mă întrebi, o dotare inutilă. Ai văzut omul ăla cu șeptarul aseară ce a spus? Păi, exact. Așa, cr. Ia deschide, domne, capota să vedem. A fost pe la tine? Ce ai făcut? Nu, la reprezentanță chiar, că știi cum oamenii ăștia sună, nu mai merge. Păi, cam așa trebuie făcut, să știi. Uite acolo, filtrele particule nou. Ca să știi, ca idee. Răcitor de gaze, ce mai e, gereu, toate alea, iau, nu, BMW. Da? N-au mai curățat uite ăla. Păi foarte bine, așa și trebuie. Interesează. Azi... Acum ce să zic? Obrazul subțire... La reprezentanță se ține. Ăsta trebuie să aibă ceva de agățat undeva, da. Impresionantă soluția mecanică. Vezi cât e de jos montat față de oricare dintre concurenți sau adversari. Pe cât crezi că interesează proprietarul de astea? Cât e de jos, cât e de sus? Iau, frumos. Bara, e frumos echiparea asta, dar eu știu, jantele astea sunt prea mici. Dar astea de iarnă, probabil că are și de vară. Are și altele mai mari. Deși... Oricum zisei, când erai să vorbești la TV, e primul X6 de-l văd cu cauciucuri de iarnă. Iarna. Bucă, l-are și pe ăla M50 de eu și pe ăla le are noi luate de cauciucuri. Felicitări, bravo dânsului. Ușa, ia deschide ușa pe cea vrei să te urci în spate, cumva. În spate? Da. În spate, păi, așa e dumneata. În spate e un fel de Audi A7. Audi. Bă, ce tare scaunul, bă, bancheta? Nu, aici. Da, acum de... Colea moale aici. E ok. Ia. Ce bine. Aici avem agățătoare. Ce frumos se dă, ia uite. Premium de adevăratele. Ia să se trec pe partea alta. Ne scuzați pentru calitatea sunetului. Este un episod care efectiv l-am... Îl filmăm la întâmplat, adică nu aveam nimic programat, nu aveam nimic planificat și nu avem toate sculele la noi. Suport de pahare, dacă ai pahar de la mic. Ia. Asta cam pleacă încolo, dar totuși, dacă e pahar mic.
Nu prea poți să lei, da. Rog, nu știu ce să zic. De ce? Și aici? Și mai fi? Eu te Da, uite o chestie. Și se vede un pic reversul. Ți-a dimintești că ta are piele și aici. Modelele vechi. Da. Aici da. Avem plastic. Nici măcar un puteau să-i pună o continuare de mochetă. Acum ce vrei bune, Mihai, să le-ai cu toate. Două prize, două sertare și cam atât. Cam golașe în spate. Știi bine că aici cu cât vrei mai mult, cu atât să plătești mai mult. Dar e, nu știu, eu o consider un etalon. N-ai ce să, nu au adversar mașinile astea. Nici măcar modelul scos de Mercedes, care poate e mai confortabil, poate mai exotic. Bă, dar unul e originalul. Știi ce s-a auzat? Bă, așa da, bă. Bă, nouă. Mai faci guri? Nu. Bine, domn, treaba. Uite, frâna de mână aici, pac, de urgență. Hai să-i fac asta la tracu, ca să vină la mine. Facem pariu că mă sună după la prima ploaie. Așa? Bete, îi resucesc asta de aici. Eu fac așa. Foc și gata. Să-i pun un șoricel să nu mai vină apa și picură în cap. Da. E? Lanternă cu LED, tot. Poate și mocheta din portbagaj cât e de calitativă. Stai cam... Bă, nici mic, nici mare, ai loc. Oho-ho! Ia uite loc, oho! Da. Ăla-i bonusul. E bine. Pune țava aia undeva sau bag-o pe aici, știi? Păi nu știu unde să o bag, că mă deranjează. Bag-o în sac. Bag-o în sac și bag-o pe rând, o pe asta, știi? Ia asta, așa bă. Și dă ăla mai în spate. Așa bă, nea Robert, bă. Asta normal să plimbă. A, apeși pe butonul ăsta. Așa. Și uite, ia uite bă cum am revoluționat tehnologia germană. Stai că... Cu rangă românească. De fapt nici ranga nu e românească. Uite bă, ia fii atent bă. Păi gata bă, nea Robert, nu mai trebuie. Nu e bine. Nu prea e bine. Că normal trebuia puse invers. Stai așa. Să se ducă ăsta încolo. Și să apese pe ea. Dar deja... Bă, cât e de accesorizat? O să mă sune să vă cum bagaj velea acolo. Cât e de accesorizat BMW-ul ăsta? Știi că ăștia costă o grămadă de bani chestia așa din portbagaj. Să nu ai tu accesoriu pentru rangă, pentru sabie, de pentru târnăcop, pentru face... chestii de ăștia de la Craiova. Îmi face rubii, dungile alea. Fac și după aia trage așa, una, două, fă trei cercuri, e patru. Sau nu, fă VV. Nu mai, bă, nu mai VV-uri visez, bă, nea Mihai, și vezi, lasă-mă că... Poate visez la noapte, că mi-am luat Volkswagen de... Doamne ajută să te văd și eu liniștit odată. Oricum, visai ceva dimineață de mașină, dar nu mai mi-aduc aminte. Ce model, ce marcă, a? Pac. Hai să ne plimbăm, că stăm pe aceea degeaba și ești cam frig, totuși. Păi exact. Aici e altă mâncare de pește, bă, nea Robert, ăsta s-a pun centura. Îți iau ding ding. Stai standard ding ding. E rezerve fuel. Oh. Opa. Mașina-și caută proprietar, nu. Și știi cum e, hai mă, că mi-a bag de 50 de lei, că mi-a bag de... Mă gândeam să mă scriu la aia, dar e prea grea, bă, nea. Nu știu, bă, nea, Robert. Și, na. Ma tale ești cu... Eu nu mă dau jos din Volkswagen decât... De asemenea, ți-aș recomanda și ma tale să încerci Porsche-le Cayenne. Nu, că sunt prea mare ca să... Bine, hai Lamborghini Urus atunci, na. Bă, mașina asta e ce trebuie, uite, știu eu că veni în hanoracul ăsta. În coptrov vrei să o luăm, la stânga sau la dreapta? Unde zici dumneata? Hai prin oraș, că așa mergem în afară. Și poate ne întâlnim cu prietenii ai matale, dar au și tot BMW-uri albe, noi. Și nu are rost, așa picea prin oraș, mergem încet, ne mai vede lumea, ne mai face unul cu mâna, mai... Poate ne mai procopsim cu vreo lucrare, cu ceva. Nu? Da. Păi vibrează când te ia la bandă acolo. Ia dă-o în confort. Ecopro. Și aia piciorul din accelerație. Face coasting, vezi? Merge singur acum. Gratis? Gratis, e, nu chiar gratis, dar merge singur. Merge, și am și eu de la, cu ce mă ajută? Sau ce face? Mergi mai ieftin. Și la mea o dungă de aia galbenă așa și scrie nu știu pe ea. Păi asta faci. Bă, n-am dat niciodată, n-am înțeles economică la
viața pe eficient. Normal, ce mata e sportiv, ai fost la basket toată viața. Opa. Opa, polo-ul, da. Am făcut ceva. Te-ai trecut în training. Gata. Sau să o luăm pe centură, să mergem pe la Robi, pe la prietenul nostru, vedem ce o face. Da, dar problema e că și mai trebuie să mă am de înlocuitoare pe de spate. Poate că tu ești în timpul programului, mă scuza, da. Da, eu sunt, așa, am încurcat cu sferile, le-am pus unul la poartă, am văzut și băiatul ăla de mantelină, de zisești de mergeți ăla, că e frumos. Am zis, să vezi că mâine am programare la tine. Tu nu știi? Nu știu, te-am uitat. Sâmbătă. Și mă am mâine un Audi să fac singur. Bă, vezi că luni avem o Tesla nouă. Bă, bă. Te răpești. Da, mi-au costumul meu tot. Costum electric. Masca de sudură. Tot? Dar chiar? Patent, ăștia, cizme, nu știu de alea, de... Opelul s-a stricat aceea. Opelul? Nu, nu s-a stricat, da. Ea s-a stricat motoreta și te mă să-l împingă. Ce mai întâmplă acum, ce vrei? Ia, vezi, spune-mi de aici, la Dacia, la tema asta nouă, te duci să-ți iei, să dai avans. Nu. Ia uite-și, da, să duc să pornească... Curentul, că nu e curent în tot cartierul. Bă, se sapă o groapă mare aici lângă Dacia. Înseamnă că se mai extinde, merge treaba, foarte bine, succesuri. Da, na, Robert. Orice s-ar spune despre mașinile astea și oricât le-ar... Da, tu și bine merge mașina asta. Huli și le-ar... Văd și cum trage. Da, trage a permis asta. Păi te lasă pe burtă asta. Orice s-ar spune despre ele, sunt mașini de adevăratele, nu? N-au greu de... Cum ar fi să-ți cumperi una din asta? Uite, una din asta nouă. E cam de cât care? Asta la mâna a doua. Uite din asta albă. Că ai repara matale. Făcut un aripa de spate la aia și tablare nenea. Nu poți să te răzi de ea. Păi de ce? Ți-a fost frică? Păi nu, dar e foarte moale. Turcia. Ce vrei acum? Nu poți să le ai pe toate. Detalii de ăștia. Uite, altă mașină serioasă, Hyundai. Fier mult. Cu greutate. Altfel te vede lumea la înălțime. La volan, frumos, mare. Altfel te vede lumea, altfel ești privit, altfel vezi tu lucrurile. Asta să vezi, te bagi vizatorul chiar dacă n-ai prioritate. Ce dracu, ia auzi, nu se pune problema. Ce e asta din față? Fichetez. Da? Putere multă și instantă, vezi? Eu ți-o cer pe aia M50-ul ăla să văd aia cum e față de asta. Păi ia să o cer și pe aia. El nu știe că asta îi se pare că fuge mai tare ca aia la plecarea după loc. Poate, că... asta are și roțile mai mici acum de iarnă și, și le, s-ar putea să fie avantajat un pic din, de roțile de dimensiune mai mică. Știi? E și asta... Cât mai costă motorina asta? 739. S-a o nimica toată, da. Și aia la altă? Păi dacă crezi că am băgat vreodată de elaltă. Bă, dar am făcut eu plinul. Cu de-aia elaltă? Da. Bă, ne-a Robert, bă. Bă, ne-a Robert, bă, dar chiar trăiești bine, bă, ce să zic. Bă, ne-a Mihai, nu te uita la bani, ți-am spus. Bă, mă uit, bă, ne-a Robert, bă, că nu prea i-am. Adevărul așa e că nu mă uit la ei, că nu i-am. De ce stai să-i strâng, să ăștia? Ai văzut, Arce? T-am spus că am visat într-o noapte că-mi luasem A7 roz. Iau și tu. Și tu ai... Nu și am venit cu el la tine. Și te-ai uitat la el și zici, bă, Nea Mihai, e ok, dar culoarea asta, ce zic, bă, Nea Robert, l-am găsit bun. Și eu. Când să te urci tu în el, să-l pornești, n-am mai pornit. A, așa, deci... Bă, zici, pe urmă ai zis că, bă, Nea Mihai, și roșii și nici nu merge. Și m-am trezit atunci și mi-am adus aminte, bă, ce bun te-ai e pasat. În curte, bă, bă, ce ai, bă? Ai revenit la normal. Exact. Da. Da. Aude și la Camila aici, nimic, ce vorbești, bă? Cât de tare, așa, oricum parcă, dar față de modelul vechi, parcă e mai plăcut așa, mai înmuiat un pic, aia veche, aia chiar e fier pe fier. Aici? A, știi că parcă am mers cu aia neagră. A. Te-mi plăcea mie, rău. Ce fac aici? Tu sau ei? Eu? Mă gândeam să mai mergem încolo. Hai pe la mall, prin curte, așa, dăm o tură. De mall. Bă, dar ce sare de bot, bă, neamic. Bă, să vezi că mă filmează ăștia și mă pun pe grupuri de la că semnalizez. Păi nu semnalizez, dacă mergem înainte aici. Păi nu, dar uite când schimbai banda, dădui semnal. Mă mâncă unde nu trebuie. Și aici trebuie să mai spun de marca asta ca să-i ne preia băiatul ăla și de mare fan BMW. Așa? Bă, cine zici de la Andrei? Nu știu cum îl cheamă, Ragnarov, Rai. Nu am văzut pe un pe TikTok. De el e mare fan BMW. Nu suport Audi.
A, nu, nu, băiatul ăsta e mare fan BMW și, bineînțeles, le glorifică în orice situație. Sincer, liniștea din Passat nu ai în niciun model BMW. Liniștea de la reparat Passat. Ce inconfortabilă e titirea asta, zici că stai cu capul într-un pom. Față de cum e la șeptar, de exemplu, cu urechiușele de se rup așa. Dar nu sunt scaunele confort la astea. Ba, e verde. Bună, bună, rugă. Ce-o fiți, bă, dispărut. Dacă îi dă duși la două acum. Ia uite unde e. Pă, nu mai se vede. Dă-i și tu pe linia de tramvai un pic, cum am mers și eu. Foarte, foarte nervos. Cum am mers și eu cu aia, cu el. Nu vrei pe linia de tramvai, a? Știi că asta, mașinile astea merg altfel pe linia de tramvai. Își intră într-un mod din ăla, tram mod, știi? E prea nervos în mașinile astea. Și vrei pe nea Robert acum, știi? Uite-mi, mie cum te dura mult, bă. Știi că n-am fost niciodată. Nu știu, mate. Ar fi culmea să rămânem fără motorină pe aici. Da. De fapt, n-ar fi culme, ar fi ceva oarecum natural pentru exploatări pentru mașini de genul ăsta, că am mai văzut cazuri. Bine de tot. Chiar bine. Băi, nu, pe marca asta, pe dinamică, pe chestii din astea, nu e, n-are adversar. În povești cine spune, cine spune, domne, nu știu ce mașină, vise, plăcute, eu le doresc tuturor succes și să facă mașini la fel de dinamice ca asta. Încotro luăm. Ia-o prin parcare pe aceea, vedem și noi, luăm ceva. O fi cu plată? E gratis, domnule, la îndemână oricui. Trebuie să mai extinde aici, să mai construiești o șandrama. Merge economia, bă, nea Robert, duduie. Lasă-o încet, lasă-o încet, lasă-o încet să ne admirăm, să ne admire lumea așa. Caut o vitrină să... Zici? Pe bune. Las-o așa, las-o așa în slow, la plimbare. Nu. Merge la consum. Nu e janta. Poate vită pentru aici, mers. Bagă în dreapta, bagă în dreapta și trecem prin vitrina de la Altex. Ne luăm un televizor ceva. Stai că... Da, sigur? Nu e grav. Ia așa, uite, vezi. Ia fii atent să dau geamul jos. Așa. Ia sare de botul, nu-i dau racheta. Păi să nu dai în funopele, ceva pe aceea. Wow! Ia-o pe sus. Și nu se unește cu ăsta alalt, nu? Nu, mai e decât o gaură în gard, să treacă decât așa. Trec câinii, ăștia vagabon, ce dracu. Deci dacă vii tare, sar la arena la în balcon. A, nu pot să sar în balcon, că e un parapet aici. Ce frumos e pe aici, auzi, zici că suntem la nemți. Să nu vină dracu ceva de după colț de pe aceea, nea Robert, iau, te avem încerdează. Zici că e domnul Lupu la culoare, nu e domnul Lupu la culoare, e domnul Lupu, e altă culoare. Frumos, bă, că s-a dezvoltat ca lume. Da, bă, ce ai, bă, nea Robert, ce e, în orice parte te uiți, nu mai zgârie nori. Ce să... Mă sper eu, când aud ăsta, deja mai a plâns. Ia-o-și prin Craiovița, așa, de nord. Și facem tura și mergem spre tine. Asta e un episod mai scurt, așa, mai inopinant. Păi și nu mai știu, trecurăm, cum trecurăm? Avem verde, trebuie să avem prioritate, dar nu știe nimeni. Da, nu știu. Așa e semaforizarea pe aici. Da, oare să-mi iau un BMW X6? Modelul următor, ultimul model ăla, cu triple R. Pe ce, mă, Mihai, pe ce? Păi ia, torce rinichi încoa, să vedem ce mai corne. Știi că se pot vinde și la de la ochi corneele. Testiculele? Cu ce rămân? Testiculele, că nu-ți mai trebuie copil aici. Zici? Păi da. Rămân cu locul gol. Bă. Stai mai bine în scaunele ăștia. Ia uite cum se dă mâncă la o parte. Ia uite ce ne înjură, bă. Dar cu ce vrei, îți dai seaca. Pe buzele aia, subțirele. Cu mașini de ăștia, știi cât te cam înjură lumea așa. Mamă, nici n-ai nevoie să cumperi nimic. Da. Găsești frigiderul. Nu știu cum stau așa. Ia, ia, ia. Lasă-te mai pe spate, mai pe spate. Mai, nu vreau, bă, mai pe spate, nu-mi place. Dar cu cotul cum stai? Nu, ălălalt. Bă, fii atent, vinișor. Acceptabil, da, ușa lungă. Mă uităm de rumul ăsta, că ne vede că trecem pe aici, că nu trece la blocul ăsta. A, foarte bine. Să mă uităm de aici, șasele la altul, că nu e aici. Merge economia, e bine. Duduie. Na Robert! Dă-i audio pe ea și gata, știu o chestie.
Uitam să resetăm consumul, dar nici n-avea rost. Da. Mai bine că nu-l resetară. Ia să văd dacă omul ăsta e pe ce. Ăla micu. Păi dai pe cameră să vezi. Ai loc de parcare. Nu mai dau ce mai, nu văd dacă de... Uite domnișoara ce mașină roșie are, frumoasă. Nu știe cum e cu banii, trebuia să-i aici 6. Nu, nici de acum n-am loc. Deja am mai chinuit pe să vin. De vreme acasă. La 4 jumate, la 15. Uite aici aveai. Posibil aici. Golful ăsta vine dimineața și pleacă seara. Da, uite ce F10, e în pachet aici, frumos. Al cui o fi? E mișto? Frumoșel. Al meu nu e. Și uite aici, vărut-o cu Audi A7, de ce culoare frumoasă. Unde? Eu uite-l aici. Ah. Uite ce culoare frumoasă. N-are roți, dar e frumos. Mai e una. Mi-ar place maxim una culoarea asta, așa. Mai e una, ca a mea, mai în față. Ia-o la dreapta. La dreapta? Da. Pe ca, pe ca să o luăm pe varianta mai lungă. Trebuie să treacă domnul aici. Te lasă că nu... Nu va ia fața lui. El e învățat. Ba, mișto. Chiar mișto mașina. Da, chiar îmi place. Dacă tot ține să... Dar asta numai așa merge, că e în plan. Păi cum așa, nu prea poți să mergi încet, sincer. Adică nu sunt făcute să mergi așa... Poți merge cu el și la plimbare, dar parcă atunci ți-ai mai cumpărat-o, ții altceva să mergi la plimbare. Să mergi așa să simți că trăiești. Nu, pe lastră, de 1.7. Aoleu, amin. Pam, pam. Foarte mișto și consola pe aici, cu ăsta mult, așa. Plafonul negru, toate alea, chiar mi-ar place asta, nu mai faci nimic, decât jante. Ia uite, deci, merge despre curent. E QA. Spate aia. Uite, alt tipul șase, alb. Păi, treacă nici de ăștia nu sunt pe aici, pe la noi, pe la Creva. Ce treacă, ce treacă bă, nea, Robert. Hop, e 46. Hop, am unul la garaj, dacă vezi cum are airbag-urile făcute bardap. Și-o mai repar? Da, una grim, ne fac ceasă. Toate, e 46, e 46. N-am mai fost de mult prin Craiovița Nouă pe aici. Am fost eu câțiva ani pe strada asta în continuu, pe fiecare zi. Păi? Unde te duce? Mult dobre cu Craiovița, nu mai vei asfaltat aici. O dată și o dată îl asfaltează-i. Ia uite-l, bă, Nearăbăt, ia uite-l. Ia uite pentru tine modelul următor. Am spus, de las trebuie să știu o chestie. Până la 40 de ani trebuie să-ți cumperi unul, neapărat. Ia uite, X6, X5, mă scuzați. Bă, sunt, nu sunt Loganuri, pe bune. Zici? Păi, numără tu Loganurile. Și eu acum nu văd nimic. Da. Dreapta merge. Văd dacă de repede, ce îmi răspunde la pedală. Văd? Și că la jumate nu călc în blană, sau să dau unul ăla din pedală. Mă, că turbează. Deci asta că se turbează peste 6.000, așa, coboară în jos acum. Bă, ăla se dă peste cap, turometru, a? Da. Da? Ce să zic? Eu zic să faci tot posibilul și să iei una. Na, nici de asta nu mă lipesc. Una de vreau eu peste 30.000. Dar știi că sunt foarte multe bănci în România. Bă, sunt, dar dacă mă girez, tu știi cum că vreo 7-80 urmăritori? Nu, no, nu. No. Nu vrei? Pe mine nu conta. Eu nu am rate la nimic și nici nu vreau să am vreodată. Nu aș face la mintea mea, dar nu pot. Momentan. Eu am zis să te strofoci, că cred că imposibil nu e. Zici? Păi, da. Gata. Poate avem urmăritori de ăștia de lucrează pe la bancă. Păi te așteaptă ca pe copilul mic. Sunt, dar nu vreau să mă mai duc, să-mi trimite direct bani. Păi... Ia uite și tu, ia... Bă, dar chiar merge, bă, mașina. Bă, chiar merge, să știi. Vezi, era bine dacă aveam și 25-27 acum pe dreapta. E de anul ăsta, băiat. Rămân... Cum o fi să așa ca școval? Ce-ți place să iei? Păi trebuie să fii milionar. Mi-am și de aia, mi-am și de aia. Da.
ia las-o așa, merge așa la, să ne dăm pe confort. Vezi că e mai impresionantă decât Audi-urile. Audi-urile sunt mai, nu că mai simple, sunt mai... Eu aici. Ce? O luăm să o filmăm pe asta. Da, așa, asta e o alternativă. Dar ca BMW-ul nicio mașină nu te impresionează așa din toate punctele de vedere. Și performanțe, și materiale, și cum stai în ea, și draci, și laci. În scaunul ăsta, sincer, nu stă foarte bine. Ăla confort, cu siguranță stai mai bine. Dar oricum, toate adunate... Fac doi rinichi. E bine. Doi rinichi în față pe grilă, doi rinichi la tine în minus. Și gata. Totul e bine când se termină cu bine. Nu vreau să fie prieten cu tine. Nu știi ce pierd. Apă la picioare, ce să pierd. Dar asta e trapă mică, practic, din cauza... N-are până în spăi. Da, asta e doar trapă, nu e acoperiș panoramic. Sau plafon retractabil, cum dracu se numește denumirea completă. E foarte bine izolat. Nu se vezi că mersarea cu el tot clipul cu pânza trasă și nu... E, are carton acolo, sau ce are? Nu e pânza. Da, e tare asta, da, bravo. Să mai liniște. Ce nu-mi place mie la ele oglinzile, ar fi trebuit puse pe ușă. Aveam picea pe la ei noștri. Când avem asfalt aici la poartă. Ajungi cu mașina curată la seria, uite pe Cosmin Costin. Ajungi, da. Pune becuri. Cosmin are o pisică, crește aici oarbă. Bă, nu trece. Ți-e frică? Nu știu ce mi-a frică, descoperi abia acum. Vreau, bine, știam. N-avem mânări. Pam, pam. Aici este serviciul lui domnul Preda, dacă vreți să știți cum ajungeți la el, o las pe traseu ăsta, urmăriți ultima parte din clip. Domnul Preda, ce să mai ai? Mersi de plimbare, chiar un episod așa inopinant la mașină de adevăratele. Cumpărați-vă BMW X5, X6, dacă n-aveți așa bani mulți, F10, dacă n-aveți bani deloc, E46. Ne vedem cu bine! Să trăiți și mult și bine!